În prima zi din 2021, aproape 2600 de persoane au traversat hotarul Republicii Moldova. Potrivit poliției de frontieră, numărul este cu 90% mai mic în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În data de 1 ianuarie, în Moldova au intrat 808 persoane, cele mai multe treceri, 542, au fost la frontiera moldoromână, iar celelalte la granița cu Ucraina. Noul an nu a fost lipsit de incidente. 114 persoane au fost documentate pentru că au încălcat regimul de carantină sau nu au respectat regulile de combatere a epidemiei de COVID-19. În același timp, în continuare, toți cei care traversează frontiera sunt supuși termometriei și sunt verificați ca să nu prezinte simptome de infectare cu noul coronavirus.